Facem șomloi. Este o prăjitură ungurească pe care eu am moștenit-o aici. M-au învățat părinții cum să o fac. Vom începe cu ouăle, care le batem și un praf de sare. Am amestecat ouăle cu zahăr până s-a topit zahărul. Nu ne trebuie un volum foarte mare a ouălor și nici blatul nu-l vrem foarte pufos. Acum adăugăm făina. Este o prăjitură din 3 blaturi, un blat simplu, un blat cu nucă și un blat cu cacao. Aceste blaturi se umplu cu budincă de vanilie, nucă, iar la final o ornăm cu dulceață de merișoare, care e specifică zonei. Aici nu-i neapărat să fim atenți la cum amestecăm, pentru că vrem un blat mai dens. Să transferăm aluatul în tavă. Dacă folosim o tavă rotundă, poate fi transformată această prăjitură într-un tort? Da. Da, da. Dar la fel, trebuie să ne folosim ca la tortul de iaurt, de tavă, ca să putem umple. La început, crema e destul de lichidă. Parcă și blatul seamănă cu tortul de la iaurt. E același blat de la tortul cu iaurt, cel puțin primul blat ăsta pe care îl facem acum. La celelalte două blaturi adăugăm la unul nuca și la ultimul cacao. Și acum îl băgăm la cuptor la 180 de grade 12 minute. Pregătiți al doilea blat? Începem al doilea blat, da. Punem ouăle și sarea. Aceleași ingrediente de bază? Da, doar că de data asta adăugăm nuca. Adăugăm zahărul totodată și mixăm până se topește. Adăugăm făina, amestecăm primul blat, este gata, îl scoatem din cuptor. Așa arată. Și acum îl dăm la răcit și îl băgăm pe următor. Acesta este blatul cu nucă. Cu nucă. După ce am incorporat bine făina, adăugăm nuca. Cam 2 linguri de nucă măcinată. Măcinată, nu chiar cel mai fin? Nu foarte fin, nu. Așa, cât să se simtă. Dacă sunt alergici la nuci, ea poate fi omisă, nu e nicio problemă. Se pot folosi și alți sâmburi? Da, migdale, caju. Se poate adapta? Da, da, da. Cam așa arată compoziția pentru blat. Urmează să-l transferăm în tavă. Va merge la cuptor la aceeași temperatură? Aceeași temperatură, același timp, la 180 de grade, 12 minute. Îl dăm la cuptor. Facem al treilea blat. Punem ouăle, praful de sare. Batem. Adăugăm zahărul.
După ce s-a topit zahărul, adăugăm făina, o încorporăm, scoatem blatul numărul 2 din cuptor, cam așa arată, blatul cu nucă. L-am lăsat la răcit, continuăm cu blatul 3, după ce am amestecat bine făina, adăugăm cacao. Și puține ingrediente și timp scurt de a prepara această rețetă. Da, este o rețetă destul de ușoară. Nu necesită nici mult timp și nici ingrediente sofisticate. Chiar dacă pare complicată, 3 feluri de blaturi. Da. Când o vezi gata, îți dă impresia de o rețetă foarte elaborată, dar nu e chiar așa. Transferăm aluatul în tavă. Nivelăm. Acum dăm blatul la cuptor. Aceeași temperatură și același timp. Scoatem al treilea blat. Cam așa arată. Și o să-l dăm la răcit. Cât timp se răcește și ultimul blat, facem crema de vanilie. Pentru început avem nevoie de 3 litri de lapte pe care îi punem pe aragaz la fiert. Cât fierbe laptele, pregătim budinca. Și pentru asta avem nevoie de budincă de vanilie, zahăr, sare, 2 gălbenușuri și o parte din laptele l-am pus la fiert. Și amestecăm. Cine preferă o altă aromă în locul vaniliei? Poate folosi budinca de ciocolată, de cacao, orice alt gust? Da. Rețeta e destul de flexibilă, adică nu trebuie respectată întru totul. Poate să folosească doar blaturile de cacao, să facă 3 sau 2 blaturi de cacao, să folosească o budincă de cacao sau un mus de ciocolată sau mus de fructe, de pădure, ceva ce... Ce preferă fiecare. Ce preferă, da. Și ce are în casă. Și ce are în casă, da, tocmai. Este o rețetă pe care dumneavoastră o pregătiți tot în momente speciale, la mese festive. Da. Da, de obicei fac prăjitura asta la prăznuirea Sfântului Ștefan, Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Mare sărbătoare în Putna aici. Da, al doilea mare hram. Amestecăm bine până se topește zahărul. După ce a fiert laptele, adăugăm budinca. Amestecăm la foc mic. Foarte important să amestecăm în continuu și cât mai energic, da. Amestecăm timp de 2 minute, cât timp crema mai fierbe. Am transferat budinca într-un castron și acum adăugăm untul. Untul l-am adăugat pentru puțin finețe a texturii și pentru un plus de aromă adăugăm și stafide.
ele pot fi omise fără nicio problemă, după gustul fiecărui. Și amestecăm până se topește untul. Cam atât. O dăm la răcit și ne pregătim pentru următorul pas. Cât timp se răcește crema, o să pregătim siropul pentru însiropat blaturile. Și peste zeama de lămâie adăugăm zahărul și apa. Este același sirop pe care l-ați folosit și la tortul cu iaurt? Da. E același sirop, lămâie, apă și zahăr. Ne va fi foarte ușor de sărbător. Foarte ușor, da. Cu aceleași ingrediente să preparăm două dulciuri foarte gustoase. Lămâia dă un gust răcoros și se primește foarte bine. După ce s-a topit zahărul, așezăm primul blat. Asamblat direct în tavă? Da. Primul blat e blatul cu nucă și îl însiropăm. Împărțiți cantitatea la 3? Da. La fiecare blat intră undeva la 500 de mililitri de sirop. E puțin mai mult ca la tort, dar este important să fie însiropat bine blatul. După ce am însiropat blatul, adăugăm jumătate din cantitatea de budincă. Budinca nu trebuie să se răcească de tot, chiar e mai bine așa, că e mai ușor de manevrat. Peste budincă vom adăuga nucă măcinată, nu foarte fin. De asemenea, ea se poate omite pentru cei care sunt alergici, la fel ca și stafidele. Poate fi înlocuită cu migdale, cu nuci caju. În continuare, adăugăm blatul cu cacao, îl însiropăm. După ce l-am însiropat, adăugăm crema de vanilie. Repetăm același proces, adăugăm nuca. Și acum punem ultimul blat, blatul simplu, îl însiropăm. După ce am însiropat bine și ultimul blat, acum urnăm prăjitura cu dulceață de mireșoare, care e specifică zonei noastre. Ea poate fi înlocuită și cu dulceață de caise și cu dulceață de vișine, dar noi o preferăm pe cea de mireșoare. Întindem uniform pe toată suprafața blatului. Și acum pudrăm pe deasupra cu cacao. Prăjitura este gata, urmează să o dăm la frigider pentru 2 ore sau cel mai bine peste noapte. Așa arată șomloiul făcut la Mănăstirea Putna. Aveți în mână o ustensilă pentru înghețată. Da. Un glob pentru înghețată. De acesta o să ne folosim ca să putem servi prăjitura. Și luăm așa încetişor. Scoatem cu grijă. Punem un glob. Și astfel se formează gogoșele. Gogoșele, da.
Așa se servește șomloiul. El merge servit și în secțiune, tăiat, dar în rețeta originală așa este servit. Vom adăuga câteva aveline de frișcă, felii de portocală, așa arată șomloiul servit și din toată inima vă spunem un gând să nu uităm și de aproapele nostru. Trebuie să-l bucurăm și pe el. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.